Angajații Urbiserv au profitat de zilele însorite și au ieșit la curățenie în oraș. Ne permite timpul să facem un pic de degajat. E vorba de degajatul de toamnă, toaletările care se mai fac pe intervenții, la cerere pentru în zona blocurilor, în zona cartierelor. Dar este important că acum putem să facem degajatul pe cartiere, unde putem să adunăm frunza, crângile uscate care au întâmplat să cadă pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie. Eliberarea spațiilor verzi de frunzele și uscăturile de peste iarnă va ușura în primăvară germinarea plantelor, dar și activitățile de sezon ale angajaților de la Urbis. Întreținerea spațiilor verzi să se poată face mult mai simplu, cositul, tunsul gardului viu și, mă rog, celelalte activități conexe. Campania de curățenie se va desfășura până când toate spațiile verzi din oraș vor fi curățate și se va face toaletarea copacilor și a gardurilor vii. Avem deja trei cartiere, vorba de Averescu, Oboru și Micro 12, care sunt deja rezolvate din punctul de vedere al degajatului de iarnă, toamnă-iarnă, pentru că timpul ne permite să facem asta. Și urmează să trecem prin celelalte cartiere. E vorba de cartiere de blocuri, în primul rând? De cartiere de blocuri, în primul rând. Ieri v-am văzut prin crâng, astăzi pe unde? Astăzi lucrăm cu echipa, cu una dintre echipe, se lucrează în cartierul Carai Mari, în spatele Teatrului George Ciprian, în zona Teatrului George Ciprian. Curățenia din această iarnă înseamnă un câștig pentru angajații de la Urbis, care vor avea mai puțin de lucru în preajma sărbătorilor pascale, când, conform tradiției, se face curățenia de primăvară.